Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ați dormit? Foarte bine! Bună dimineața! Noi ne-am trezit și vrem să mergem la micul dejun. Pentru că avem azi mult de umblat. Să ne ducem la câteva locații. Pentru copii! Pentru copii! Pentru mine! Și pentru noi adunțe, adică și nouă ne place așa ceva. Da, e interesant. Alex a dormit aici cu Ariana și cu mămica. Eu am dormit aici. Afară e un pic așa nourat, dar cred că o să se deschidă timpul. Noi ieri nu înțelegeam ce cu aerul acesta curat aici și păsările cântă. Dar de fapt noi ne aflăm în păduri, de asta așa e. Într-adevăr, e un aer nemaipomenit aici. Ne încărcăm de oxigen. Cam păduri. Nici nu știu câte grade sunt afară, că și mă uit. Că și mă uit și vă spun. Nou grade. Aerul e foarte super. Așa cum am mai spus. Aici un fel de sector rezidenț. Adică sunt și căsuți particulare. Da, nu știu, e ca de exemplu casa asta e particulară, poate acolo să fie apartamente. Ce e aici, copii? Ai, ce frumos! Da, asta albă e cel mai strașnic, parcă. E strașnic? Uite cu ochii. Nu e strașnic, ești ușor. Nu, ăsta. Nu e strașnic cu ochii. Am venit să o luăm micul dejun. Nu, eu am băut, nu mai și. Da? Da. Așa, cafea, pâinică, sucuri, cereale, ce e important. Aici așa un mic bufet. Dar mi-mi place ceapa. Cine mănâncă ceapă de dimineață? Ceapă, da. Și mare. Cine ați mănânci ceapă, copii? Eu! Eu și-o să fac așa. Ah, bună dimineața! Bună dimineața! Ca fără pâine. Cum fără pâine? Da, păduri? Păi ia de pâine. Da. Poftă mare la toți. Așa, am luat noi ochișori, niște cărnițe și... și gata. Ai, ai, ai. Amândouă. Amândouă, ai, 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 cu telefoanele. Lasă, sunteți la odihnă, acum spate. Ne întoarcem acasă, revenim la programul inițial. Te-ai întrebat cine să mănânci ceapă dimineața. A, și eu am luat ridiche, dar mă gândesc și la ceapă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elicoptere. Jumătate de oră de mers, ne-am pornit noi. Da, căruțele astea sunt pentru avioane, pentru elicoptere, să se vadă sârmele. Uitați-vă ce munți frumoși aici. Uitați-vă în față, uitați că se vadă. Sigur că noi n-am să ajungem la zăpadă. Hai, aici e lumina. Da, da. Tot așa, prin prejur. Să-ți vedrească pe la noi să nu-i. N-am fost, dar am văzut poze din Elveția. Nu știu cum se numește satul Cristo. Ce frumos. Și priveliștea. Da. Am ajuns și la castelul de Lut, Valea Zânelor. Foarte frumos, vezi?
Pădruștele discote? De 5, de 5 îl tână. Ducem la căsuțele zâinelor, să vedem. Foarte frumos și drumul frumos și, și timpul ține cu noi, bine că nu plouă, a? 12 grade afară, da, iubire. Oh, nu, no, da, pentru stomacel, hai. Cazare? Da, chiar în ultim. Păi, Niculca, mai ești, da. Ia ca ce roși sunt acolo, frumoase. Da, casa zâinelor, da, vezi, ele aici, la poarele munților trăiesc. Foarte frumos. Un vlog mai detailat o să facem pe canalul lui Alex. Cine vrea să treacă să vadă. Da, foarte frumos. Iacă așa arată. Uite acolo și pe acoperiș iarbă, vezi? Face și mâncare aici acolo și o să ne așezăm să mâncăm ceva. Și aici râul zânelor, da? Băuturi, suveniruri. De acolo se face și mâncare. Uite la un râu aici, interesant. O apă foarte limpede. Foarte curată apa. Atent, Alex, atent. Atent că dacă calci, te uzi. Ce frumos asta? Unde am ajuns? Foarte frumos. Am ajuns la poveștea zilei. Auziți cum da. Da, Ariana nu se poate. Dar cine trăiește acolo, vezi? Da. Lângă râu. Da. Ce doi câini dorm. Cristina s-a dus pe scări, copii, sus. Salut, salut! Aici e bucătăria. O, ce super arată. Mâncare, trebuie să întrebăm ce fel de carne asta. Și așa ciorbele, cum se fac ciorbele, vă închipuiți? Trebuie să fie o gustoșenie. Ciorbă de fasole. A, scrie aici. Ciorbă de burtă. Ciorbă de fasole. Ardelenească de cartofi cu afumături și turhan. Tarhan. Și supă de pui cu tăiței. Ardelenească, îmi minte când am mâncat. Supă de pui cu tăiței. Da. Asta e interesant. Nu e calabochiță. Asta e tocană ardealul. E ca asta aici. E tocană ardealul. Dacă sunteți prin trecere prin Sibiu, vă recomand. Vă recomand să faceți o stație, să savurați o cafea lângă râu, să inspirați aerul acesta așa proaspăt, de pădure și râu. Multă verdeață aici. De care? Portocale, mere, cereșe, portocale. Și vrem să luăm o cafea. La temperatură. Acum am venit la povestea calendarului, chiar e peste gard de zâne, e ca să vede casa. Și aici tot e 12 căsuțe de poveste, locuri de joacă, zone, foto, restaurant, spații de relaxare, jocuri interactive. Cu și intrăm și aici. Asta e harta sau? Trebuie să fie harta, cum e înăuntru. Foarte frumos, povestea calendarului. Prima căsuță. Magazin, da? Sau muzeu? A? Bucuria? Uh-huh. Foarte frumos. Merg așa reanțică aici. Ce frumos. Asta e căsuța de muzică. Văd multe instrumente muzicale. Market? Martie. A, martie. E luna dragostei, căsuța dragostei. Uh-huh, foarte frumos. Sara, îndreaptă volanul. Hai, apasă. Puțin la dreapta volanul. Am venit aici la așa bărci cu
Așa, la dreapta volanul, la dreapta. Puțin. Și apas pedală. Da, da. Să lovesc de pereți. Bravo, ia-o la Alex. Așa, bravo, el a dus lichet. Ariana, ține-te bine. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Sara, vezi? S-a primit. Bravo, Sara. Mașina de cusut, dacă nu mă greșesc sau nu? Nu, nu e de cusut. Sau de sudat, sau... și asta. Așa de alături. Parcă e... discurs haine. Cine știe, scrieți în comentarii, vă rog. Ce să este? Cum crezi, ce să este? Это просто из 4 руфлика, это не из 100 руфлика. Пробабил, да. Функционирует? Да. Да, это руфли, ну? Пуй руфли еще еле. Да, да, да. Как я фокус инчерку трену акума. А, мерджем на урматуаря касюце. Am ajuns la luna septembrie. Octombrie cea mai mare casă. Octombrie probabil că e legat cu Halloween-ul și e cea mai mare casă. Casa de Halloween. Și copiii au intrat și înăuntru. Oh, no, Sofia! Și aici e măligă, da? Mă, măligă! Wow. Oase! Vrăjitoare? Sau o zână rea? Yeah, una. Ariana? Bravo! Mai jos, Alex. De la ață, dă mai jos. Ia ca așa. Masterclass. Hai, poți? Da, stai, duc Sara. Hai. Oh, bravo. Am terminat noi cu povestea calendarului. Dulce? Miros fa, nu beau. Ah. Jeleu. Da. Jeleu? Și ce este? Bombonele din fructe am luat. Aha. Acum vrem să mergem în altă parte, la cerb. Da, poți vin. Ce e asta, iubire? Biscuiți. Biscuiți! Super! Mi-a plăcut foarte, foarte mult Sibiul. Un oraș extraordinar de curat, aranjat, foarte frumos, verde, totul întins, nu-s blocuri așa. Nu e așa înghesuit ca la Brașov. Căruța cu cai, stărle dai, stărle dai, dără, dără, dără. Care, luăm buton și am plecat. Ne-am întors înapoi la Castelul de Lut, a zânelor, să mâncăm câte o supă. Și pe urmă vrem să mergem la ferma de cerpi. Măi, măi, ce supițe! Yummy, yummy! Vezi pâine. Acuși vine și pâinea. Da, îmi faci și pâinea. Da, pâinea e la Ina. Pâine, nicăieri, am pâine, că eu. A, stai. Da, 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 stați puțin. Hai luați pâinea. Pâinea. Da. Ceva mai lung. Elinează, oțeanul nu-i. Și ciorbă de burtă. Da, ceilalta albă și? Eu nu știu. Chiar nu știu. Trebuie să fie șase supe. Ce-a făcut șase? Trebuie să fie șase supe, dar de ce sunt doar cinci? Șase. De găină? De asta? Da. A, da, e trei. Mai pe scurt s-au schimbat planurile la noi un pic. Ferma de cerpi este închisă, nu știm de ce. Poate vara doar să deschidă. Poate vara. Și am venit la grădina botanică, zoologică, din Sibiu. Unde suntem cazați aproape, la da. 5 minute. Noi suntem ca după pădurea asta, cazați de aproape. Și o să se duc copiii. Da, o să duc copiii cu Cristina,
Eu o să aștept în mașină pentru că... Da. Sau mă duc până la hotel, voi dacă ați mers vreo oră jumate. Mai am de editat și o poză și pentru mine e mult de mers o oră jumate. Eu merg puțin și încep să mă doară piciorul. Medicul mi-a spus că trebuie odihnă. Așa să-l calc ca să lucreze, dar mai multă odihnă. Să nu forțez adică tare. Că e că acum merg normal. Pe dimineața mă mai doare un pic. Am intrat în grădină și am luat și un cărucior pentru Ari. Și uitați-vă ce lac frumos. Aici avem harta. Să vedem ce o să vizităm. Alex este la noi, șoferul. Ariana, dar dacă dai acolo pe jos, nu le mai strânge, bine? Să vedem ce animăluțe sunt. Ariana, Alex, nu fi... Alex, trebuie să dăm la permis. Da, ține-l? Cred că da. Da, arată și acolo sus ceva. Eu nu știu. Hai să mergem pe centrală și vedem hartaș. Super, îți place? Aici avem, ia că acolo, vezi, dorm. Sus. Fără coadă măsoară până la 150 de centimetri, este înalt pe, de până la 80 centimetri și cântărește în jur de 80 de kilograme. Tata cântărește și 87 de kilograme. Nu, tata s-a ridicat, e 80 ceva de... Leopard. A, leopard. De amur. Aici avem... Ia cum dormi, uitați-l, vedeți? Apoi ieși din căsuță, dragă. Draga mea, ieși de acolo. El doarme, mami, el doarme. Iată, aici am dat de un tigru, siberian. De seama că vin la tine, Ina. E la dânsul. Nu prea-i place. Ce-am găsit noi aici? Leu. Da, Iberi? Da, foarte tare mușcă. A, ce gras este. Ești gras este. O, dar el e chiar că e leu, leu. Ia, hai că vin încoace. Ia uite. Vine să ne salute. Nu le vezi? Seaminele tu. Te leu și cele două leu aici. Bătrân, se vede că e bătrân. El le mai ca ce ce face, vezi? Ca mie noastră. E însărcinat. Da, zici? Uite cum l-a prins de cap, treci mânca. Are chip de joc. Ca pisicile. Că mie e supucă. Și asta e grasă. Da. Eu cred că sunt sterilizate. Nu cred. Nu, ba, mie da. Mi se pare că sunt. Zici? Gravidă. S-ar putea să fie ori grasă, ori gestantă. O fi gravidă. Ah, cam arată. Da, da. El ce-s de frumos să joacă. El ăsta parcă-i gofră, i-a făcut. Ina. El ăsta parcă-i-a făcut gofră, știi? Fien. Vezi? Dar la și la spăduchesc. El așa... Pune-i frână, lui Ariana. Pune-i frână. Vai, vai, dar tu... El a dâns! De ce ședi și zgândiești, Alex, vezi? Nu, dar asta e cum savurează. O vezi? Și interesantă. Uite, uite, vine una. Nu, ne asta îmi place. Oh, e el ăsta. E el ăsta. Ăsta e el. Cine e el? Ia ca este el. El. E el. Hei, sal, el adânsă. Ce vrea să facă? E și interesant. O floare vrea, măi. E că mai vine una. E din jungul. E el ăsta? Tot? Da, eu ca chiar nu știu. E el ăsta cum să... Dar ăsta e el. El. Sașa, Sașa, el. El. Ia ăștia mărunțăi și fac. Alex, adu aici mai de vale. La ăștia mici. Ăștia mici chiar sunt interesanți. Ia o reanci cu ăștia mici, vezi? Micuți când se joacă, vezi? Lemur. Salut! El a dus să treze tot! Ei, urășiunilor! Uite ce-s de frumos! Ce bebeluș!
Da, da, uite. Op, stai că-l mănâncă. Mănâncă popanila asta. Ce vrei tu? Ia uitați-vă aici, e puraș, coconaș. Wow, ce de mult și frumos. Alex, stai că într-adevăr Alex e gri... Da, mama. Este și crocodil înapoi, ne ducem? Crocodil. E puraș, coconaș. Am fugit de pe iemaci și s-a dus la zoo, că oamenii au închis. Catâr, scai, eu am crezut că sunt măgăruș. Catâr. Intrăm să vedem reptilele. Ioci crocodil, Alex, aici. Alex, Ariana, crocodil mare. Ia, mă, micuță. Eu nu m-am dat în două văzut. Papagalul Ara. Frumos. Cei mai mari, așa? Ursulică cel bătrân. Salut! Ursul din Mașa, da, seamănă. Așa, la sfârșit, când am vrut să ieșim, am depistat că n-am văzut cămilile și animalele cele mari. Așa că ne-am întors înapoi. Zimbru, nu striga, Alex. E zimbru. E zimbru. Uite, scrie aici, zimbru. Deci e mare. Mare, chinuit. Salut! Am venit la mall. La promenada mall. Da, promenada, da. Nu știu dacă este un mall mai mare ca acesta. Să mâncăm. Mâncăm și ne trebuie și un market, după care ne ducem deja la hotel. Am luat așa, pixuri pentru toți. Nu știu dacă spune. Apa. Trebuie să fie cinci. 4 de astea și una de asta. Mai am luat KFC, dar Cristina acesta. Un fel de pui cu sos dulce acșor, da? Ce căsuț interesant. Da. Acum mergem la supermarket și la hotel. Dar mâine vrem să trecem și prin centru Sibiului, să vedem centru, că, nu știu, promenada, mall, nu e chiar în centru și probabil să mai fie un mall. Da. Mi s-a părut așa micuț pentru un singur mall. Am văzut Shopping City, acolo au 19.000 de recenzii, dar promenada 6.000. Înseamnă că Shopping City tot e mall sau un fel de... Da, eu tot cred că e mall. Dacă e Shopping City, adică orașul shoppingului. Probabil, da. Semafoarele îmi plac, numai Sibiu am văzut așa. Da. În intersecție, spânzurat așa în mijloc și gata. Nu se duplează așa peste drum. Și trag de volan, trag de volan. Am venit doar Sara, nu, doar pe roșu. Am venit totuși noi și la Shopping City. Cristina a vrut la Ocean. Ciu-cium. Și au intrat să cumpere doar câte ceva. Dau mai mult de jumătate de oră de amnuvim. Și copiii au început să amorțească în mașină. Așa că au ieșit să alerge puțin. Dar cine prinde? Ariana! Ariana prinde! Cine prinde? Și intrat de mod. Ce e, băsit?